În inima Carpaților, dacii își țeseau miturile sub cerul senin, crezând cu fervoare în nemurire și în zeul lor, Zamolxe. Geții credeau că ei nu dispar după moarte, ci își continuă viața, în cer, alături de zeul suprem, de Zamolxis, spunea istoricul Constantin Giurescu, citându-l pe Herodot. Această credință îi făcea pe daci să privească moartea nu ca pe o pierdere, ci ca pe o tranziție spre o altă existență. Zamolx era asociat cu cerul și fenomenele naturale. Dacii trag cu săgețile în văzduh, spre nori ca să-i gonească și să îl ajute în felul acesta pe zeul suprem, menționa Giurescu. Sanctuarele lor erau amplasate pe munți, aproape de divinitatea lor. Preoții daci, printre care se număra și Deceneu, erau sfătuitori, medici și nu aveau voie să se căsătorească sau să consume carne. Ei conduceau ritualuri în camere subterane, asemănătoare cu cele descoperite la Ocnele Mari, care amintesc de peștera lui Zamolxe descrisă de Herodot. Pe Colina Sacră, cercetătorii au găsit un palat cu încăperi subterane unde se desfășurau practici rituale. Acest palat ce s-a descoperit pe Colina Sacră este un edificiu de mari dimensiuni, explica istoricul Corneliu Tamaș. Dacii își ardeau morții, crezând că sufletele lor se înălțau la Zamolxe. În fiecare al cincilea an aruncau sorții pentru a trimite un sol către zeul suprem, detalia Tamaș, descriind un ritual în care dacii își exprimau devotamentul față de zeul lor. În ciuda cuceririi de către romani, credința în Zamolxe și practicile dacilor au rămas un capitol fascinant al istoriei noastre. Atâta timp cât mă voi putea mișca, atâta timp cât va mai fi un singur dac care va vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest pământ. Bun și frumos! Dacă nu mai avem cetăți, ne vom bate ruinele lor! Și cât va mai fi o singură palmă de pământ pe care să putem sta în picioare, ne vom bate pentru palma aceea! Aceasta e legea! Singură! Alta nu cunosc! Oamenii din Neolitic, în marea lor majoritate vânători și culegători, par să fie avut cunoștințe temeinice de geometrie. Cel puțin asta este concluzia unui nou studiu care vine să radiografieze cel mai vechi templu cunoscut din lume, Göbekli Tepe. Ca să vă faceți o idee, templul a fost construit cu 500 de ani înainte de vestigiile primelor ferme agricole descoperite vreodată. Asta ar putea însemna că întregul nostru concept despre modul în care a început civilizația umană trebuie regândit. Templul a fost construit în urmă cu 11 sau 12 milenii, cu sute de ani mai devreme decât primele dovezi de sedentarizare a populațiilor de vânători-culegători prin practicarea agriculturii și îmblânzirea animalelor sălbatice. Potrivit studiului publicat în Cambridge Journal, templul din Neolitic, aflat pe o creastă stâncoasă din calcar din sud-estul Turciei, beneficiază de o construcție care respectă cele mai drastice legi ale geometriei. Coloanele în formă de T specifice complexului, care în limba turcă înseamnă dealul ulciorului, sunt acoperite cu reprezentări ale unor animale, simboluri abstracte și mâini umane. Acești stâlpi sunt aranjați în cercuri și ovaluri, fiecare structură este formată din două coloane mari dispuse central, înconjurate de stâlpi mai mici cu fața spre interior. Ridicat cu 6.000 de ani mai devreme decât mai cunoscutul ansamblu monolitic de la Stonehenge, templul reprezintă în mod clar o deviație de la modul de viață specific vânătorilor culegători, susține coordonatorul noului studiu Avi Cooper, profesor la Departamentul de Arheologie și Civilizații Antice de la Universitatea din Tel Aviv. Arheologul german Klaus Schmidt a descoperit acest sit în 1994. Această descoperire a produs un veritabil seism în teoriile acceptate despre istoria veche, conform cărora practicarea religiei în formă organizată ar fi apărut abia după ce populațiile de vânători-culegători au început să practice agricultura devenind sedentare. Deocamdată au fost excavați doar o mică parte din megaliții care formau acest complex, iar conform examinărilor prin sonar, cel puțin alte 15 astfel de structuri circulare formate din coloane rămân ascunse sub pământ. Istoricii și arheologii nu cunosc foarte multe informații despre acest loc și despre cei care l-au construit. Un mister important care încă persistă este legat de modul în care aceste structuri circulare au legătură unele cu altele. Erau toate parte ale aceluiași complex, fiind ridicate de la început, sau erau construite una câte una, folosite în ritualuri și apoi abandonate și ridicate altele? Pentru a răspunde la această întrebare, Avi Gopal și studentul doctoral Gil Halklan de la Universitatea din Tel Aviv au folosit un algoritm computerizat pentru a analiza arhitectura acestui sit. Ei au măsurat distanțele dintre diferitele structuri circulare, dintre care cea mai mare are diametrul de 20 de metri. Ei au descoperit astfel că cele două coloane din centrul ansamblului sunt aliniate exact față de punctul de mijloc al structurilor circulare. Mai mult decât atât, atunci când au trasat o linie imaginară care conectează punctele centrale a trei dintre structurile circulare, au descoperit cu stupoare că acestea formează un triunghi echilateral aproape perfect. Descoperirea sugerează că aceste structuri au fost construite în mod planificat, fiind urmărite respectarea unui model geometric, conform lui Gopper. Arheologii sunt de părere că populația de vânători-culegători a excavat și a transportat apoi rocile de calcar necesare construcției de la o carieră din apropiere. Construcția unei singure astfel de structuri reprezintă un proiect mare, însă proiectarea și construirea tuturor acestor structuri ne arată că acești oameni dispuneau de o forță de muncă colosală și de foarte multă energie, spun specialiștii. Ideea că templul de la Göbekli Tepe a fost plănuit cu migală la scară mică și apoi construit respectându-se cu strictețe planurile, implică faptul că societatea care l-a construit avea o ierarhie capabilă să inițieze astfel de proiecte și cunoștințele și forța de muncă necesară pentru a-l duce la bun sfârșit. Unul dintre megaliții de la Göbekli Tepe, ce ajung până la 5,5 metri înălțime și cântăresc în jur de 50 de tone, nu prezintă însemne și simboluri, în timp ce alții sunt acoperiți cu reprezentări abstracte ale unor animale, vulpi, lei, tauri, șerpi și insecte. Fiecare structură circulară pare să aibă un astfel de simbol zooform dominant, care se repetă de mai multe ori. Acest lucru poate însemna că diferite grupuri de vânători-culegători, fiecare cu propriul animal reprezentativ, își practicau credințele în structura specifică doar acelui grup. Despre vânătorii-culegători se crede că erau animiști, credeau că fiecare animal sau plantă are un spirit. În aceste condiții, misterul rămâne nedeslușit. De unde au avut constructorii informații atât de detaliate despre geometrie, despre teoria forțelor, despre modul în care pot construi la o asemenea scară, mai ales cu megaliți de 10 de tone greutate? Cine sunt cei care au construit Göbekli Tepe? O întrebare la care știința nu are încă un răspuns. Poate fi o civilizație străveche de care nu știm nimic, sau poate, cine știe, putem vorbi de teoria extraterestrilor antici. Acest templu a fost construit de niște oameni care aveau cunoștințe temeinice de inginerie. Știau cum să taie roci masive de 10 tone, cum să le transporte, cum să le așeze în așa fel încât să nu se prăbușească. Știau legile matematicii, știau să evalueze raporturile de forțe, să construiască durabil. Și asta înainte să apară primele ferme, agricultura așa cum o știm noi astăzi. Cine sunt acești oameni? Ce reprezintă vestigiile lăsate de ei? De unde au venit și cum au dispărut? Mistere la care nu am găsit încă răspunsuri, dar care vin să spulbere tot ceea ce știam legat de istorie, a declarat Klaus Schmidt. Poate erau extraterestri sau poate au fost ajutați de zeii din cer să construiască.